Bun găsit din nou. La 33 de ani de la Revoluție, lămurim toate teoriile cu iz conspiraționist, alături de scriitorul Mircea Dinescu, personajul principal al evenimentelor din decembrie 1989. Domnule Dinescu, bine ați venit! Salut! Mai întâi, a fost Revoluție sau lovitură de stat? Această poveste a tot bălângărnit de-a lungul celor 30 de ani, dar cum spun eu adesea, noi știm mai multe lucruri despre viitorul îndepărtat, știm câte țiitoare a avut Ștefan cel Mare, câți copii din flori, pe cine a mai lovit el cu arcul, dar știm cam puține despre revoluția de acum 30 de ani, pentru că până la urmă a fost o revoluție că a schimbat un sistem, știi? Putem să o numești oricum lovitură, loviluție, nu știu ce, dar lovitură... Din păcate de această mișcare populară care s-a transformat într-o chestie cumplită până la urmă, dar în fine, și-au dat cu părerea tot soiul de neisprăviți, istorici, care au venit cu toate teoriile securității și le-au împănat bine, înțelegi? Cu chestii unele absolut ridicole, care dă măsura și a prostiei, dar și a minții șubrede a băieților mai naivi de la securitate. Ca au fost aceea. Oameni înțepați cu drapele. Da, aici cea mai ridicolă asta. Dar să știți că apare în rechizitoriul Revoluției, în dosarul Revoluției. Prostie fără de margini, știți, să-ți închipui că veneau... Asta e istoricul, nu mai știu cum Stoienescu. Îl cheamă, nu trebuie să-l știm, că astea niște cărți și... mă rog, de zvârli la gunoi. Ideea e că, domnule, totul era în regulă în România și au trebuit să apară niște inși înalți, solizi și nu știu, de la KGB, trimiși de ruși, înțelegi? Care cu niște steaguri cu cuie în ele au înțepat la marea adunare aia convocată peste noapte de neani, că nu se știa că va fi o adunare printre altele, să fie aia pregătiți dinainte cu, să vină de la Moscova cu niște steaguri cu cuie în ele, să înțepe în cur poporul român, să țipe femeile alea înțepat și așa să sperie Ceaușescu care întrerupe chestia. Și să strânească panică. Și să strânească panică și uite așa a început Revoluția Română, s-a declanșat, că altfel nu se declanșa. Trecerea de la comunist la capitalism, da, da, așa durere în fund, destul de ciudat. Este o prostie fără de margini. În primul rând că era perioada aia când totul, granițele erau controlate și nu știu ce. Cum să-ți închipui că să încerci să dai o lovitură de stat cu ajutorul unor bețe cu cuie în vârf, înțelegi? Să nu uităm că la ora aia Rusia se destrăma. Rusia avea mari probleme. Gorbaciov nu era în relații bune cu Ceaușescu și el voia comunismul ăla cu față umană. Înțelegi? O chestie care nu s-a rezolvat, că comunismul nu prea avea de unde să facă rost peste noapte de o față atât de umană. Așa. Căzuse zidul Berlinului însă, nu? La ora aia. Da, căzuse. Căzuse pe 9 noiembrie 89, da. România era singura țară comunistă, totuși, care retrăia chestiile staliniste. Adică, acele povești de-astea de vizite de lucru, tovărășești cu mii de oameni care ți-o păiau aduși de la... Așa, cu piețe de-astea false în care s-aduceau alimente și legume și nu știu ce, știi, cu o oră înainte să vină, sau cu trei ore, pleca Ceaușescu să luau, să duceau în altă parte. La Slobozia, mi-amintesc, mi-a povestit cineva, când a venit Ceaușescu în vizită la Slobozia, a apărut o alee de plopi de ăștia înalți, așa, știi, la intrarea... Și erau, de fapt, niște plopi superb tăiați dintr-o pădure și înfipți în pământ ca să facă vreo 100 de plopi, așa, o alee prin care să treacă nenicul. La o vizită, de exemplu, îți povestesc câteva chestii de-astea. Absurde. La o vizită în Iași, când Ceaușescu a dat o chestie, domnule, trebuie clasa muncitoare să-și producă la locul de producție hrană și nu știu ce. Și ăia... Când a venit Neanicu în vizită la Iași, la nu știu ce, mă rog, combinat așa,
pe vreo 10 hectare au pus varză. Au venit cu verze aduse cu camioane așa, și au pus te-au verze pe acolo. Câmp așa, știi? Să-i arată, uitați tovarășul aici. Ce producție avem. Pentru... Băi, și verzele au luat lumea cât au cărat cu saci după ce a plecat neicuia. N-au mai stat. Dar au putrezit alea și au început să pută că varza aia care fermentează așa. În fine, era o nebunie. Era visul lui Ceaușescu de după vizita lui în Coreea și în China și care a continuat câțiva ani cumpliți, în fine. La Revoluție, România, spre deosebire de Polonia, care avea o structură de opoziție bazată în primul rând pe sindicatele conduse de Lech Walesa, unde s-au raliat foarte mulți intelectuali în frunte cu Adam Michnik. Acolo, în Polonia, s-a făcut trecerea la un alt sistem, a avut cine să ia puterea. În Cehoslovacia era Carta 77, o formație, mă rog, de intelectuali în frunte cu Havel, care avea deja zeci de mii de aderenți, așa. La fel au luat puterea fără probleme, fără vărsare de sânge. Inclusiv în Ungaria erau intelectuale organizați. Erau foarte mulți intelectuali care, de exemplu, scritori și nu și artiști, care au devenit șoferi de taxi, numai să nu participe la sistemul. În fine, în România ce era? Era acea dictatură mascată sub o formă de asta de cancer comunist, așa că era, cu ce s-a întâmplat de fapt la ora aia, în care mâncarea era pe cartelă, dacă tu nu ți amintești. Așa. Din fericire, nu. În care lumina se stingea la ora 10 seara, da? La 10 seara, când se închideau restaurantele, se închideau cinematografele, se închideau bezdă, ca în timpul războiului. Așa. Că era și un banc cu doi pensionari, când se stingea lumina, zice, bă, zice, e ca în timpul, dacă am avea și carne, ar fi ca în timpul războiului, știi? Și o spaimă de securitate care se manifesta în anumite sectoare, în lumea literară, artistică, în fine. Deși stafia securității bântuia cam în toate controlele, pentru că de fiecare întreprindere, de exemplu, pe vremea lui Ceaușescu, avea un securist care se ocupa de școli, venea la școală, directorul, nu, securiștii nu se strecurau în umbra zidurilor, așa, era prezentă. La Uniunea Scriitorilor era un colonel, colonelul Achim, care răspundea de Uniunea Scriitorilor. Toată lumea îl știa. Că era te duceai, ca un membru al familiei. Te duceai la, voia să intri la președinte, la Dere Popescu, și secretarul spunea, e cu tovarășul Achim. Peste vreo oră. În fine, da. La întreprinderile, așa, de unde ei își organizau și informatori, aveau fiecare o... Printre altele, după fuga lui Pacepa, care a deconspirat o bună parte a celulelor din, securității, de informatori, mai ales din străinătate, și din țară, s-au hotărât ca securiștii care răspund de un anumit sector să-și țină acasă numele reale ale informatorilor, mapele, și șeful securității nu știa decât numele conspirative. N-avea voie să divulge șefului numele adevărate ale... În caz că defectează, să nu se distrugă... În caz că fuge ăla, să nu fugă cu tot sistemul. Era o metodă interesantă, da. De-aia și după Revoluție mulți au prosperat pentru că având cu ei, au scos de acasă dosarele. Dosare, erau marfă, aur curat. Și au făcut carieră. Unii, cel care se ocupa, de exemplu, de masoni, securiști, erau vreo 2-3, au ajuns masoni de seamă după 89, înțelegi? Cunoscuți, sunt cunoscuți. Cei care se ocupau de, nu știu, de justiție,
au ajuns ministrii justiției. Ministrii justiției au ajuns informatorii, secretari de stat sau, mă rog, șef de nu știu ce pe acolo, erau cei care îi mulgeau, adică general, colonel. I-a fost un caz celebru cu un general Ureche, care era în justiție ocupat de doamna Rodica Stănoiu. Rodica Stănoiu, așa, da. Deci, securitatea exista. Nu pot să spui că era teroarea din, de pe vremea lui Gheorghe Udeș, când, mă rog, erau băgați la pușcărie. Ceaușescu dăduse, odată cu procesul lui Pătrășcanu, care a folosit lui Ceaușescu că a scăpat de o categorie de bătrâni staliniști și de activiști și de securiști, așa? Ana Paucăr. A spus că nu, Ana Paucăr era dinainte decapitată, da, chiar de pe vremea lui Gheorghe Udeș. A ținut-o cuvântare și a spus: sunt regimul nou, nu vor mai fi procese politice. Adică cine are o părere deosebită de partid nu pățește nimic. Asta era ideea. În realitate nu s-a întâmplat așa, pentru că ei găseau metode, fie îi obligau pe unii să plece în străinătate, cărora nu le puteau rupe gâtul, fie unii mai puțin însemnați care mâreau pe la o întreprindere și nu știu ce, așa, nu-i băgau în pușcărie, îi dădeau afară din servici și arestau e parazitism, înțelegi? Asta era metoda. Fie unii le trăgeau două sticle de țuică pe gât și aruncau din tren să-l calce trenul. Un bețiv călcat de tren. Au rezolvat-o cu mult și eu știu caz concret de la Târgu Mureș, cineva care tot mărea, un inginer așa, și l-au luat, au dispărut într-o zi și l-au găsit beat la gara Obor, călcat de tren. Un bețiv. Ăla nu bea, că era și credincios, era în fine. Bun. Și dădea cadavru acasă, îngropat, bun. Sau îi ducea la spitalul de boli nervoase, cum zic eu, de la Poiana Mare, pe care eu l-am regăsit că e aproape de cetate. Poiana Mare e o comună îndestulată, așa, și are o piață foarte bună vinerea. Și trecând spre piața aia, într-o zi văd spitalul de psihiatrie de la Poiana Mare. Oh, ăsta e celebru. Cred că a apărut în câteva cărți în medic celebru, fiul marelui critic. Tudor Vianu. Tudor Vianu. Îl chema pe tatăl lui. Da, pe medic îl cheamă Ion Vianu. Ion Vianu a scos o carte în care e pomenit spitalul. Ce se întâmpla? Deci, dacă erai un om cu mârâiai împotriva sistemului și erai o anumită categorie, fie din zona intelectuală, fie nu știu ce, nu-l băga la închisă. Îl trimitea la Poiana Mare și spuneau că e nebun, că e nebun. Aia îl injectau, îi băgau, dădeau de aia cu mâneci și așa. Am scris și o poezie superbă. Încă peste câtva timp o să-mi apară cartea asta, se cheamă Corabia Nebunilor și încep cu o poezie. Nu știu, nu ți-am citit-o odată. O să o citesc atunci când apare. Pentru că mulți intrau acolo sănătoși și ieșeau nebuni. Și ăsta e adevărul, știi? Asta era sistemul securității. Și atunci, ce opoziție în România era capabilă să preia puterea, în afară de eșalonul 2 sau 3 al activiștilor sau al securiștilor? Aici e lansată o altă teorie a conspirației, cum că Ion Iliescu fusese pregătit pentru a prelua puterea la un moment dat, încă din 1985. Nu, despre Ion Iliescu. Ion Iliescu era dintr-o familie de ilegaliști, taicăsul a făcut pușcărie, în fine, a murit în... și el a făcut o carieră spectaculoasă și a fost acceptat de către Ceaușescu și a ajuns chiar secretar cu propaganda al Partidului Comunist Român. Nu mai a căzut în picaj în urma vizitei pe care a avut-o. Era numărul 3 în partid, sau 2 chiar, secretarul propaganda. Când s-au întors din Coreea în avion, Elena și Neanicu erau încântați de sute de mii, milioane de oameni să țopă, toți îmbrăcați frumos. Și ea spune: Nicule, uite, așa trebuie și la noi să fie.
să fie toată lumea îmbrăcată, nu mai meargă, vezi tot soiul de... Să fie îmbrăcați când merg la servicii în salopete, toți, toate milioanele, clasa muncitoare, nu știu ce, și când mergem în vizite de lucru, asta este, știi, asta e. Și amândoi închitați. Și Iliescu, cu seninătate, a spus... Tovarșa, dar nu se potrivește pentru istoria noastră și pentru temperamentul. Și asta nu ți-e rușine, adică tu... Și au coborât în avion, a doua zi l-au dat afară. L-au trimis prim secretar la... Timișoara. La Timișoara, în fine. Pe urmă l-au mai trimis nu știu unde. Pe la Iași, cred că a mai fost. Până la urmă s-a dus la ultima treaptă, director la editura tehnică. Cea mai amărâtă editură de la Casa Scânteii. Așa. Eu nu l-am văzut, eu am mai povestit, pe Ion Ilescu l-am văzut de o dată la o piesă de teatru, așa că mergea, era stilul de activist care mergea la operă, la teatru, nu știu ce. Se învârtea în acest mediu cultural, artistic. Cum? Se învârtea în mediul artistic. Da. Și a doua chestie, l-am văzut când, stând eu de vorbă cu domnul Coșgheța, care era directorul editurii Criterion, îmi spune, Mircea, fii atent, fii atent. Ce? Uită-te la mașina ta. Zice, e Ilescu în ea. Așa. Și fii atent acum. Și după mașina lui Ilescu, la vreo 7-8 metri, venea o mașină cu 6 securiști. Așa. A oprit la Casa Scânteii, Ion Ilescu s-a dat jos din mașina lui și mașina a staționat undeva și îl prelua până acasă. Dar nu era arestat la domiciliu, că și mie mi s-a întâmplat cu mașina asta, dar la mine, cu mine au fost mai cinstiți, s-au dat jos când mi-a apărut mie interviu pe 17 martie și am fost arestat la domiciliu. Mașinile alea care mai mă urmăreau pe mine așa până atunci, în ziua aceea am fost chemat și am fost dat afară de la România Literară și m-au preluat așa cu autobuz, în urma autobuzului, de data asta nu se mai ascundeau. Și pe strada Bitolia venea așa la mașina ușor, așa, s-au dat jos 4 inși și au spus, domnule, începând de astăzi, nu mai aveți voie să discutați cu nimeni, nici să vizitați pe nimeni, nici să fiți vizitat. Eu îmi spuneam, domnule, dar stați puțin, cine sunteți dumneavoastră? Suntem de la miliție. Păi zic, dar de ce sunteți îmbrăcați în civil? Ei, suntem de la o secție specială a miliției. Bun, zic, dar puteți să-mi spuneți de ce nu mai am eu voie să vorbesc cu lumea? Zice, domnule, noi suntem prea mic, nu știm. Știți dumneavoastră mai bine. Și au venit la poarta mea, m-am dus acasă, i-am spus soției mele, bă, m-au dat afară de la România Literară și zic, sunt niște domni la poartă, care mi-au zis că începând de azi nu mai am voie să nu știu ce. Și după o oră m-am întors, am ieșit și am spus, domnule, pot să merg la pâine? Ce da, dar împreună cu noi, da. Și doi rămâneau la poartă, doi veneau cu mașina și doi veneau în urma mea la un metru, așa, până la pâine, la prozoar, la nu știu ce. Ei, cu acești domni am stat la timp de 10 luni de zile, până pe 22 decembrie, când au fugit, dar după ce au fugit, după ce fugise Ceaușescu, la vreo oră. Deci încă sistemul... Mai funcționa. Rămăsese puțin dacă se întoarce. Da. Eu vorbesc de cazul meu pentru că la fel ca mine... Era Doina Cornea, arestată la domiciliu, mai erau probabil vreo 2, 3, 4, știi? Dar eu pe Doina Cornea n-am cunoscut-o. Dar știați de ea? În comun? Auzeam Europa Liberă, deci aveam radio, ascultam Europa Liberă și toată lumea asculta Europa Liberă la ora aia. Dacă mergeai pe o stradă așa, auzeai ușor... Bruiat. Bruiat așa, dar se auzea, știi? Vocea Americii, Europa Liberă, nu știu. De câteva luni, pe străzile Bucureștiului era o formațiune militară, civilă, poreclită de popor, Capra cu Treiezi. Unul îmbrăcat în... Un polițist? Un polițist, un militar, unul de la aia premilitară în albastru și un civil și nu știu. Deci Capra cu Treiezi. Bun. Și după 9 seara, când se stingea lumina, te întrebau... Exemplu, ce faceți pe stradă? Ce căutați? Nu mă plimb. Vedeți că e târziu și îți atrage atenția că trebuie să stai la cutiuță. Știi? Și străzile erau goale, pustii, pur străzile și simplu. Goale, întuneric, n-avea unde să te duci. Deci nu erau cârciumi deschise, nu erau cinematografe. La televizor erau numai 2 ore parțial color. Da? Căldură și apă caldă nu prea. Așa, bun. În această situație, dă tu lovitură de stat.
Dar lumea încoată, asculta, era pe așa. În clipa când a căzut zidul berlinez, sigur că s-a trezit o speranță în toate țările estice, știi? Băi, a fost binecuvântată de Gorbaciov chestia asta, pentru că, dacă ți-amintești, ăia strigau Gorbi, Gorbi, nemții, strigau Gorbi, Gorbi. Bun, și fără acordul lui Gorbaciov nu se puteau reunifica. Nu se putea, da. El a deschis cutia Pandorei, ca să zic așa, pozitivă, dar n-a mai putut să o închidă la loc. Și s-a ales praful și de comunismul cu față umană, că a căzut și Gorbaciov după un an. Dar înainte să înceapă Revoluția Română, începuse destrămarea Uniunii Sovietice, țările baltice, în fine, a început zguduiala în Rusia. Să-ți închipui că nu dormea Gorbaciov de dorul României, nu cumva să fie dat jos afară, sau să se ocupe de chestia, el avea probleme mult mai grave decât asta. Bun, dar și aceasta este o teorie. Cum că Gorbaciov îi spusese lui Ceaușescu la ultima vizită în România în 89 să se retragă. Să se retragete sau dacă nu vei sfârși da. Greu. Nu, cred că nu i-a spus de la obraz retragere, că trebuia să fie tâmpit să-i spun. Dar probabil a spus, domnule, mai deschide puțin asta, hai să perestroica glasnost, nu vezi ce se întâmplă în lume. Era criza sistemului comunist, ajunsese la un prag. La noi era încă o dată o țară mare producătoare de mâncare. Era mâncarea pe cartelă, nu se găseau, nu se găsea carne, se găseau numai copite și Adidas, se numeau, nu, ciolanele alea, nu știu. Raționalizare, uleiul, mezelurile, în fine. Te duceai la o alimentare și trebuia să arăți buletinul, ca să cumperi 200 sau 300 de grame de salam, că n-aveai voie să cumperi bucăți întregi de salam. Deci erau nebunii, o țară care fusese totuși binecuvântată de Dumnezeu, că producea mâncare din greu, și asta s-a dovedit chiar în anii comunismului, între 66, 67, 68, 69, 70, până a fost Danicu un vizitat de lucru. Fac eu un scurt rezumat, domnule Dinescu. Deci, securitatea înbușea orice formă de revoltă. La televizor nu aveai emisiuni decât două ore. Unde să te organizezi? Nu puteai să ieși seara, nu erau restaurante. Eu am spus, mi-aș fi scos pălăria, nu am aici, în fața lui Ilescu, dacă el ar fi dat o lovitură de stat în țară în care se trăia îngrozitor, înțelegi? Da, domnule, eu spun, da, uite ce oameni, cum se cadenea, nu mai mâncăm pe cartelă, nu mai avem voie să ne uităm la filme, să plecăm și prin străinătate, că pașaportul nu era la miliție, era la miliție, în fine. Da, nu, Ilescu era cam fricos de felul lui și plus că unii activiști de partid care au murit acolo au dispărut în mod misterios înaintea lui Ilescu. Și atunci el stătea pe burtă, era urmărit de dimineața până seara, ce să conspiră, să tragă vânturi în Cismigiu împreună cu Brucan. Brucan a avut curajul să facă ceva cu mișcarea aia bătrânilor ilegaliști. Brucan avea relații în Occident, și în Rusia avea, el era evreu, era greu să-i rup capul. Dar l-au arestat la domiciliu pe Brucan și pe alți câțiva activiști, în fine. Dar nu erau ea capabile, erau din cimitirul elefanților. Înțelegi? Că ei fuseseră staliniști. Brucan fusese un stalinist cumplit. A băgat oamenii în pușcărie în anii 50, știi? Și scria niște articole. Asta era speranța românilor, dar culmea e că s-a întâmplat că acest cutremur social care a fost nu numai în România să scoată la suprafață băieții și de la securitate și activiști, chiar în Germania Democrată. La un moment dat, Krenzel, sau cum naiba îl chema, ăla fusese șeful securității RDG-ului și a fost câteva luni la putere în RDG. Bun. La noi, de cinci o dată, a fost un miracol că populația care a stat nevrozată ani de zile și nu știu ce, în urma poveștii de la Timișoara, care a fost dată la Europa Liberă când a început să tragă în populație,
Alea s-au fost reproduse acele strigăte ale mulți. Nu trageți, bă, suntem români, bă, și s-au zis, brrr, și spune, domnule, la Timișoara trage în oameni. Era o realitate. S-a răspândit zvonul, rude, aveau rude. Când ați aflat dumneavoastră că se trage la Timișoara? Când s-a tras în ziua aia, s-a dat la Europa Liberă, la Vocea Americii, la Deutsche Welle, la peste tot. Înțelegi? Și atunci, sigur că mocnea, înțelegi, o... Da, sigur, îți trebuie cu un curaj enorm și au avut, asta e, timișorenii au avut acest curaj, au fost într-adevăr o lecție extraordinară pe care au dat-o, pentru că nu se puteau ascunde. Au ascuns ei cadavre, că le-au luat, dacă știi povestea, unele din spital, răniții a luat și ea, una dintre cele mai groaznice crime, știi, să iei un om rănit care era lovit în mână sau în picior, nu știu ce, și să au fost securiștii mână-mână cu unii medici, între altele, și eu nu înțeleg de ce n-au fost băgați la pușcărie și condamnați în grei, așa. Și s-au dus în alea de lor, în aia, i-au împușcat, i-au băgat în saci și cu o mașină au fost aduși la București. Și arși. Arși și cenușii aruncate. Dar i-au împușcat la... și pe unii care erau accidental în spital, dinainte să se înceapă revoluția, știi, la Timișoara. Da, mai stau la repezeală. Exact, intrau în salon, îi ciuruiau și apoi... Păi știi, știi cum e, ca în... la ciuma lui Caragea, ciocle adunau cadavrele, și la și duceau la marginea Bucureștiului la o groapă cu var. Și există un raport al cioclului către comandamentul și în căruța aia cu care îi ducea, el spune cioclul respectiv. Există în scrisorile lui Ghica. Stimate domnule comandant, în seara zilei de cutare, ce am cărat la groapa cu var 30 de morți. Doi dintre ei au fugit pe drum și n-am mai putut să-i prindem. Știi că ăștia își reveneau de la hurducătura, erau în amorțire, așa, în fine. Cam așa și la Revoluție, știi? Domnule Dinescu, de ce, cum vă explicați de fapt că românii încă mai regretă într-un procent mare comunismul? Nu, stai puțin. O să vă rog să-mi răspundeți după o pauză, da? Luăm o scurtă pauză și ne întoarcem. Revenim. Ne-am întors, așa doar, domnule Dinescu, ne întoarcem la Revoluție. Da. Ne întoarcem la Revoluție, pentru că cu nostalgia după vechiul sistem, explicabilă, prin faptul că nevroza pe vremea nu provenea de la faptul că, eu știu, n-ai bani să-ți cumperi mâncare. Bani existau pentru că pe oameni nu-i costa mai nimic. Lumina nu-i costa mai nimic. Gazul, chiriile... Asta, și atunci cutia aia de scrisori nu mai era un babau cum e acum când îți vin facturile, ale vin ceva cumplit. Au alte probleme legate să stea la o coadă, să facă rost de mâncare, nu știu ce, știi, dar să stea la cozi, nu ca acum în capitalism, când stă la cozi să dea bani la bănci, la credite, ce mai are, la asta, de plătit la primării, la impozite. Să stea la era coada, măcar aduce ceva acasă de la coada. Acum stai, ăsta e capitalismul român, să stai la coadă să plătești ceva. Și atunci e nostalgie pentru liniștea aia din buzunare, pe vremea aia. Faptul că nu erai terorizat de chestia asta, știi, cu banul. Dar să revenim la oile noastre. Deci, pe 22 decembrie, după ce s-a convocat în nebunia lui Ceaușescu, adunată până fabrici muncitorii care și acolo unde nu voiau să iasă în stradă unii, că auziseră chestia asta cu Timișoara, nu știu, și le-a sudat porțile să nu iasă să protesteze. A adunat acolo strânsură de pe la diverse întreprinderi, nu știu ce, că s-a auzit o pocnitură, că nu știu ce, e posibil. Dar chestia mocnea în populație. Și a început acea demonstrație a unor tineri mai curajoși, baricada de la Inter. De la universitate, unde au fost împușcați foarte mulți tineri, și nu de armată, care trăgea cu gloanțe de-astea, de trasoare, de fapt, știi? Au fost împușcați de băieți în civil, care stăteau pe lângă ei, se băgau pe-ntre ei, strigau și ei și băc! Cu gloanțe de-astea, care nu s-auzeau, cu amortizor, în fine. Până dimineața
pe 23 decembrie, pe 21 a fost asta, pe 22 e spălat pe jos, vitrinele puse la loc, părea că totul e în regulă. Numai că a început lumea să se adune. Aici e chestia. N-ai mai avut ce să facă valul ăla de... Păi de altă parte, să nu-ți închipui că și în rândul securiștilor era o nemulțumire, că unul mi-a zis mie, când m-a rugat odată, pentru că m-am dus până la aprozar să iau cartofi, că nu se găsea altceva, și aprozarițul îmi spune, Dumnezeu, să vă dau niște mere. Oh, că ai mere, da. Dar nu le ținea la vitrină. Pe sub mână. Aveam copii mici, le degeam mere, rase cu biscuit lui Andrei, avea 4 ani, nu știu. Și când am ieșit și unul dintre securici mai tine a văzut că am mere, zice, Dumnezeu, de unde am luat mere? De la aprozar, deci. Ce, nu-mi lua și mie, zice, 2 kilograme. Mă duc, mă întorc, zic, măi, zic, a văzut ăla. Ei știau că îi cunoșteau pe băieți, că erau la vedere, nu? Auzeau de la Europa Liber că sunt arestat cu securiști. Măi, trage o înjurătură, da, și dă și duc și lor. Dar eu nu întreb, dumne, dar voi mă n-aveți magazinele aveți speciale? Aveți aprozară, gospodăria, da, de partid sau cum zice, aveau? Dumne, spun, noi nu avem. Noi suntem la... Au șefii noștri la magazine speciale. Noi mai intrăm pe față, pe spate, pe nu știu ce. Dar zice, credeți că noi... Ce, nouă, nu ni se stinge și nouă lumina la ora 9 seara? Și la noi e frig în casă? E, nu, adică exista o nemulțumire și în rândul unul. Nu la aia mare și... Dar la marea masă a băieților, da? Pe 22 fuge Ceaușescu, vine o vecină, eu nu mai aveam voie să mai ies la pâine la, de cât era la Timișoara, nu m-am mai lăsat în... Am stat la... în conserv, așa. Mă gândeam, bă, s-ar putea să mă omoare ăștia, știi, pe final, așa, știi, că e o poveste, că balaurul rănit, înainte să moară, mai dă din coadă, așa, știi? Și mă gândeam să mă urc pe un acoperiș, cum n-ai eu la vecin, în fine. Eu steam într-un subsol pe strada Vitoria. Și la mai vine o vecină și îmi spune, Dumnezeu, că au fugit securiști de la poartă. Se apropiau de la piața Universității, s-auzeau un murmur. Dar ați auzit elicopterul lui Ceaușescu când a fugit? S-a auzit elicopterul. Cred că a trecut deasupra casei și mi-a fi făcut și cu mâna, știi? Pentru că Lenuța, știi, când au coborât și a luat o mașină și începusem noi să vorbim... Auzi, Nicule, cine vorbește, nebunul ăla de Dinescu. A dat un interviu, un șofer de... În fine. Deci ei mă considerau nebun. Mă pregăteau pentru Poiana Mare. Știi? În fine. Pentru că... Eu mă gândeam că mă omoară, dar de fapt mie mi-a părut să recorți una în Franța, una în Germania. Germania. Era greu. Șeful Partidului Liberal, traducătorul meu din Germania, Werner, a fost la șeful Partidului Liberal și ăla i-a scris o scrisoare lui Ceaușescu, Lambsdorff, von Lambsdorff era, îl chema, l-am cunoscut după 89 și că dacă mi se întâmplă ceva, își retrag ambasada, chestia, adică, în fine. Și atunci m-au ținut la cutiuță, știi? Dar, revina, am ieșit în stradă, domnul Coșgheza venea gâfâind, mirgea, a fugit Ceaușescu, nu știu ce, și m-a luat de mână așa și când venea mulțimea aia cu un tab în frunte, domnul Coș a spus, domnilor, ele Mircea Dinescu, mă știau de la Europa la Iubire. După față nu mă știau, pentru că deși aveam atâtea cărți și premii, premiul Academie, nu mă dădeau la televizor, că nu scriam poezii cu partidul, în fine, și cu Nănicu. Și deci am apărut la televizor când eram elev la Slobozia, după aia, saluti. În fine, și atunci lumea m-a luat, m-a zvârit în sus de 3 ori și m-au scăpat de 2 ori. Și v-au aruncat, da? Da, m-au aruncat în brațe, așa, cred că există un frac. Și mi-a dat un steag și m-am suit pe tabola spre televiziune. În tabola erau 2 subofițeri, cred că erau așa, năclăiți de sudoare. Zic, domnul, armata e cu noi. Bă, domnul Binescu, zice, e derută mare, că a murit Milea, nu, nimeni nu mai știe cine, cum, nu... Cine mai dă ordine? Da, erau înspăimântați și ei. Și am luat-o spre televiziune, știi? Și când era strada goală spre televiziune. Și a venit o femeie din brațe, zice, nu mergeți, că televiziunea... Sunt soldați cu armele încărcate. Eu am oprit coloana, ce facem? Mergem, măi, toți, mergem. A, m-am gândit, o să mor ca bou împușcat
exact când începe libertatea, știi? O să fiu un monument, așa, și mă gândeam cu groază. Dar v-ați gândit atunci că m-am poate să vă împuște cineva? M-am gândit că o să mă împuște, da. Dar nu puteam să mă dau jos, mi era rușine. Și am ajuns la televiziune, la televiziune fetele care erau în primul rând aveau flori, s-au dus spre soldații aia, le-au dat câte o floare, i-au pupat aia, unei au aruncat arme. Și am intrat în curte, pe o altă coloană venea Caramitru, care a cunoscut actor, nu știu ce, jucase în filme și cu ilegaliști, între altele, că nu poți să spui că... Și că el a primit ordinul, eu n-am primit niciun ordin, nici de la Iliescu nu mi-a dat medalie, nici așa. Cred că Emil Constantinescu, dar nu m-a chemat, m-a găsit pe acolo, până la Uniunea Scriitorilor, a trimis o capac de la sticlă de bere pe care scria nu știu ce, că am luat și o medalie. Dar Caramitru a primit și de la Iohannis. Steaua României. Steaua României. Mie nu mi-au dat nimica. Dar eu chiar scrisesem împotriva sistemului. Pentru mine revoluția n-a început pe 22 decembrie, cum cred unii, știi? Eu am scris pamflete împotriva lui Ceaușescu, de-aia am fost și arestat printre alte. Nu numai interviul ăla la Liberațion, dar după aia am mai scris câteva pamflete. În fine, am intrat la televiziune, am spart geamurile, ăștia, băieții tineri, a venit tremurând directorul și ne-a dus la etajul nu știu care, studioul 4, spun, domnule, dați drumul. Nu putem, domnule, că sunt încinse aparatele. Nu știam că vremea aia că un aparat se încinge, mai ales că nu se transmitea decât muzică patriotică. Nu mai erau imagini la televiziune la orele alea. Deci minciuna încă era acolo. Noi toți sperau să vină securiști și să ne aresteze. Și ăla se gândea că l-o împușcă și pe el, că ne bagă pe post. Nu, mă, m-am enervat. Dar, domnule, ori așa. S-a speriat ăla, nu știu, și ne-a băgat în studio. De acolo vine scena aia când Caramitru, actorul și regizor, după aia a fost primul lui film regizat cu mine, să-mi dea o hârtie și să scriu o proclamație. A zis, bă, eu nu pot să scriu, că eram într-o tensiune. Nu, zice, ia caietul, nu știu, și arată că lucrez, că scriu după, eventual. Manifest, da. Că multă lume... Cum ar veni, eu m-am prefăcut. Păi eu eram... Te-ați regizat cu Caramitru acel moment? Eu eram singurul care nu m-am prefăcut din toți aia. Bă, nu mă dau mare. Eram singur, eram... Fusesem cu sabia deasupra capului. Ce să mă prefac? Că ce? Că lucrez la traforaj? Nu făcusem compromisuri. Caramitru săracu jucase în filme cu UTC-și, cu nu știu ce, cu ăștia de la secretar... la UTC sau ce mai făcuse el, deși el avea o problemă că taică-s-o fusese arestat, nu știu ce, și era un anticomunism, dar ne ieși la suprafață, cum am ieșit eu totuși, știi? În fine. Dar nu asta e problema, ne luăm care am fost mai tare. A fost important că a venit el, că era un actor cunoscut, în fine. Și am apărut acolo. Iliescu nu exista când am apărut noi. Eu încă o dată n-am dat niciodată mâna cu Iliescu, nici în ziua aceea nu l-am văzut. Pentru că după o oră, Iliescu, care era pitulat pe unde era, într-o magazie a editurii, au venit, domnule, Caramitru și Cudinescu la televizor. Și el a văzut că avea televizor la editură și au venit unii să-l cheme pe tovarășul Iliescu, că... Circula la Europa Liberă că după moartea lui Ceaușescu vine un activist mai iluminat, nu știu ce, că de altfel și el săracu a crezut că vine acolo și ia puterea ca activist de partid, deoarece tovarășul Ceaușescu, cum frumos a zis el, a întinat nobilele idealuri ale comunismului. Comunismul, așa a spus Ion Iliescu, săracu. El a fost sincer acolo. Așa a intrat Ion Iliescu în democrație, cu aceste cuvinte. Da. Numai că l-a luat valul, că nu mai ținea figura, s-a dus dracu, și atunci a fost nevoit să construiască capitalism cu activiști de partid și cu securiști, pentru că nu avea cine, Doina Cornea, Stinescu, poet nebun, care trebuia să fie internat la Poiana spitalul de la Poiana Mare, Doina Cornea, țăraca, care era o doamnă în vârstă și a avut curaj, bine, era fica ei la Paris și a supraviețuit și ea pe chestia asta. Dar n-au trecut nici 3 luni și după nici ce 3 luni, cred că 2 luni a început. Că Dinescu, KGB, nevasta Rusoai, că soacră sa general. Era tot mâna KGB-ului sau mâna vechilor securiști aici? Cum vă explicați? Era mâna securiștilor. Sau noua putere era vrea ideea, să vă alăture. Era noua putere care vrea să ne... Mânjească. Să ne, da... Se spune, e o vorbă celebră, că
toate revoluțiile și-au mâncat copiii, știi? Și Revoluția franceză, știi bine. Până nu ne-au omorât, dar ne-au mociorlit, ne-au, înțelegi? Multă vreme și acum mai cât un tâmpiu. Ăia Dinescu, văd mă că lucrez, știi? Și să... Niște imbecili care nu știu ce e cu mine, știi? Că eu n-am făcut compromisuri și în cărțile mele am chestii. Și eu l-am criticat pe Ceaușescu, l-am încercat cât trăia. Nu m-a apucat după aia să o fac eu. Dizidență post-mortem. Au apărut mulți, că eu nici nu mai sunt uneori și chiar la revista 22. Dizidenți pe mine, eu nu sunt. Ori ei nu sunt. Sunt unii. Eu am toată stima pentru ăsta, tânărul medic care a fost arestat, cum îl chema, care băga scrisori în, fără să le semneze. Oh, da, da, da. În fine. Dar îmi scapă, el nu este dizident. Dizidentul e cel care își asumă. Eu mi-am semnat, deși eram un scriitor important, înțelegi? Și riscam să fiu terminat și ca scriitor și ca om să mă distrugă. Eu mi-am semnat textele alea cât trăia Ceaușescu. Acel tânăr, de exemplu, nu-și semna scrisorile. Dar a avut acest curaj uimitor, da? A fost prins până la urmă și arestat. A fost arestat. Era un haiduc, dar nu un dizident, știi? Au fost foarte puțini. Ăsta e adevărul, știi? Restul care erau, Dorin Tudoran plecase în străinătate, nevoit, Paul Goma plecase în străinătate, erau câțiva pe la Iași, niște tineri. Radu Filipescu? Radu Filipescu. Radu Filipescu a scris niște scrisori anonime în care îndemna lumea să protesteze și le băga în... Un curaj nemaipomenit, într-adevăr. Înțelegi? E un erou, dar nu e un dizident. Dizidența înseamnă să-ți asumi un text și o atitudine riscându-ți pielea. El a fost prins întâmplător. L-au prins la un moment dat, da. În fine. Dar eu, cu mine, tu știi că nu se mai dă de... când se serbează chestia Revoluția 89, scena cu mine nu... E dată la o parte, apare Ion Iliescu cu Petre Roman. Păi și-au apărut după 2 ore, măi. După ce ne-au văzut pe noi, care avusesem curajul să ieșim. Nu au avut niciun curaj, de fapt. Înțelegi? Nu le-ați explicat celor din TVR? Ați păi fost ce multă să explică? Vreme, nu numai. Da, au scris tot soiul de imbecil, tot soiul de băieți ăștia care au cu dictare de la securitate, știi, cu... Și a început morfoluirea mea, știi? Dinescu, un tip controversat. Ce controversat, măi, tată? Eu mi-am asumat și acum spun ce cred. Nu m-am omorât după comunism, nu mă omor nici după capitalism. Să cheamă așa, domnule Tinescu. Analfabeți am avut și înainte, analfabeți avem și astăzi. E o continuitate. Mai avem un minut, timp suficient să vă întreb. Ați mai găsit plovărul ăla de la Revoluție? L-am ascuns într-un sertar pe acolo, că n-am... Anul trecut mi-ați spus că e posibil să-l căutați, să-l scoateți la licitație, să faceți bani în capitalism cu un pullover din comunist. Da, da, să vând o lână la preț de aur. Dar nu l-am mai văzut, să-l caut la un moment dat. Ar fi frumos să faceți o expoziție. O să mi-l trag a doua oară, că totuși trebuie făcut ceva și acum trebuie... Pentru că e... Acum nu mai e dictatură comunistă, dar e un soi de dictatură. În momentul în care șeful statului, fără să întrebe pe nimeni, vârle 3 miliarde de dolari ca să cumpere nu știu ce, să se împrumute la o bancă. Păi bă, nimeni nu reacționează. Ce politicieni sunt ăștia când unul decide fără să-i întrebe pe ei nimica? Înțelegi? Și se acoperă, dă bani cu nemiluita pe arme ruginite. 2,5% din PIB. Fără să spună, domnule, stați puțin. Veniți cu armele voastre, noi suntem în prima linie în România aici. Păi ne obligați ce, să luăm de la gura copiilor ca să ne înarmăm? Pentru ce să ne înarmăm cu monstrul ăsta? Că ea o să dea ăla chestiile alea atomice, da, peste noi. Dacă... Aduceți armele voastre deștepte și nu mă obligați să iau din buzunarul poporului român să le plătim niște arme care nu se folosească la nimic între altele. Domnule Dinescu, vă mulțumesc. Am ajuns și la finalul ediției și la finalul sezonului. Ne vedem în luna ianuarie cu noi emisiuni Insider Politic. Până atunci, gândește cu mintea ta și sărbători fericite! Salut!